De ce nu purtați mască? Nu am bătut la ochi. Sud-est România, undeva în Balcani. Când te iei de gusul, ține morții mă te gătăpani. Dacă vârzul spare, ce să facă Gabi? Cine îi mai dă valoare? Ce? Dracu, ia dă-mă, hai mă dă. Că tu m-ai bătut și eu te-am făcut pe urea pe lal, că tu m-ai șantajat, că tu... Că... E și lovir sau alte violete că m-a călcat pe picior. Așa, înaintător. Mi-a făcut Strâmbeanu Valentin pe 16 septembrie 2019. Când l-a luat dumneavoastră. Vârful Carpaților e al nostru.
working class will face them tension. Little lion stone, burn them down. Don't call we local, we international and we global. I'll tell you this, don't call we a local sound. This little lion sound, I run this reggae business. Binecuvântat voi pe Domnul în toată vremea, pururea lauda lui în gura mea. De ce nu purtați, mă, mască? Ha? De ce nu purtați mască? De ce nu purtați mască? De ce mi-ai arătat un semn obscen? De ce nu purtați mască? Sunt persoana vătămată în dosarul dumneavoastră. Cum veniți dumneavoastră ca să vă la mine la ușă? Da, această nimeni faceți afișare și lăsați nu. Sometimes I feel good.
Mamă, n-am unde să fug, că vrea ca să-mi ia banii. N-o jana, mamă, mamă, de omul lupă așa. Sunt în fața judecătoriei și am venit la contestație împotriva procesului verbal întocmit de Vangea Victor, care, în dosarul căruia sunt persoană vătămată. Și o să solicit domnului sau doamnei președinte, o să solicit transformarea procesului verbal din amendă contravențională în cuantum de 1000 de lei în avertisment pentru a avea consecințe juridice și a deveni infracțiune deja iese, pentru că eu am fost audiat la control intern în dosarul penal 2006 punct per 2021, în care Vangea Victor deja este făptuitor. În fața, când am venit mai devreme, era Vitalent în fața judecătoriei. Nu știu, oare o fi de la lapidare sau coincidență. Deși nu cred că este o pură coincidență, nu are cum să spun, n-ai va se face că mă întâlnesc. Eu sunt în plan abonumat în dosarul penal și mă întâlnesc cu respectivul, făptuitorul, că e făptuitorul. Ah? Nu a bătut, dar dacă m-a te duci. Da, este că a bătut la ușă. Nu a bătut la ușă. Da, te duci. Așa, ceva tare.
10-15 de ani, e parcată pe locul ăla cu DXC. Nu chiar ce să uite și locul lui e liber. Soția părâtului este verișoara doamnei Popescu. În conformitate cu legea 330... Este consilier la fel ca consilierii care sunt în instituție. E posibil. Vreau să-mi spune, da, vreau să-mi spune cu ce drept dumnealor, au dar consilierul meu nu. Județul și orașul, la 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 la, fie că eu le sunt nașul.